Trenul de Iași a venit cu întârziere de 140 de minute. Mai mult de 2 ore. Am întrebat mecanicul pe locomotivă de peste 40 de ani de chimie și a zis că el de la Tecuci a venit fără întârziere. A avut întârziere lângă Iași. Foarte multe vagoane, foarte multă lume călătorește și vă dați seama că au stat 2 ore în plus, 2 ore jumate. Mai mult de 10 vagoane. Locomotivă din 79. Asta de la Suceava a întârziat numai 10 minute și a adus tot puhoi de oameni. Nici n-a încăput în gară la cât de lung e. La coadă e vagonul 5-6 și după aceea vin vagoanele 20, 30, am văzut 31. S-ar părea că lumea merge din capitală în provincie, dar se pare că vin unii cu ocazia sărbătorilor de iarnă și la București. Cu bagaje mari pe care nu le pot duce. Și după aceea se plâng că îi doare coloana, îi doare bazinul. Vâleu șalele mele. Ați văzut cum a fost, da? Vagonul 6-5, 3-2-1 și după aceea 20. Sau și mai mult. Ca să nu fie nimic clar, derutant, scris mărunt, greu lizibil. Vine că au avut grijă să scrie clasa cât mai mare. Vagonul 1, după care vine 21. Fel de amețală. Au locuri pentru biciclete, dar nimeni n-a venit cu două roți de la Suceava. Probabil e prea scump. Lumea civilizată, călătoria cu bicicleta e încurajată. Dar la noi e pedepsită, e taxată. Unul roșu, unul albastru. Tren tărcat. Pestriț. Și lângă locomotivă, vagonul 31. Disperare mare înainte de o sărbătoare religioasă. Unii pleacă și alții vin. Pline peroanele și sălile de așteptare. Lume călătoare.